De foarte multe ori, de a fi pe plac oamenilor, le spunem: frații mei, bine ați venit la conferință, la adunarea noastră, sperăm și facem tot posibilul să vă simțiți bine. Frații mei, ne simțim bine la noi acasă. La noi acasă dăm drumul la aer condiționat, la noi acasă punem picioarele pe birou dacă vrem, la noi acasă stăm în cap dacă vrem, că suntem la noi acasă. Aici nu-i casa noastră, nici a copiilor mei, nici a nevestei mele, ci casa lui Dumnezeu. Și cel ce trebuie să se simtă bine în casa lui Dumnezeu este El, chiar dacă toți ne simțim rău. Chiar dacă toți spunem, măi, prea dur cuvântul. Dumnezeu ne transmite mesaje profetice și ne cere, ca și Tată, să fim sfinți în toată purtarea noastră. Și ne deranjează, am vrea un Dumnezeu mai permisiv. Am vrea un Tată care să ne ia în brațe cu tot cu bubele noastre. Și Tatăl nostru vrea să ne vindece de orice necurăție și de orice stare în care ne-am permis.